Stimați abonați, prieteni, vă salut! Astăzi am primit această cutie din Italia de la un abonat al nostru care ne-a trimis, iată așa, o comoară, un mixer, un Dynacord 3 care are careva probleme de sănătate. Urmează să-l despachetăm, să-l demontăm și să facem o verificare și venim cu informația pe parcurs. Așa, vă prezentăm defectul. Deci am aplicat semnal pe intrarea mono, hai să fie așa stereo mai bine, pe ultimul canal, da? Deci iată rezultatul. Deci avem semnal doar pe unul din canale. Deci iată așa, acesta este defectul. Dacă ne privim atent aici, observăm că linia din partea dreaptă față de cea din partea stângă, deci aceste reflectoare, este mai întunicată. Acest lucru se întâmplă atunci când pătrund lichide pe master. Așa? Respectiv, dacă a pătruns lichid aici, s-a scurs cumva în jos spre potențiometri de volum, teoretic problema este aici. Dar o să demontăm și să vedem cu adevărat unde este defectul. Am demontat mixerul venit din Italia și iată ce am constatat. Eu credeam că numai la noi lăutarii și unii servesc cafea peste aparatele de mixaj, însă iată, observăm că în Italia tot se mai practică acest lucru. Deci cafea care a pătruns pe la butonul de la egalizatorul grafic, de la equalizer, și s-a scurs așa ușor în jos, a făcut scurt circuit aici, așa, a venit în jos pe la selectorul de funcții la meniu, pe la fișa de conexiune, prin indicatorul de nivel, așa, a venit în jos, butonul de mute la master, așa, și tot așa până în jos. Dar mai este încă un traseu, al doilea, pe unde s-a scurs cafeaua, iată, pe aici, așa, pe aici și aici, așa, butonul de PFL la monitoare și iarăși a venit în jos. Și la ultimul canal stereo observăm aici, tot avem urme de cafea. Mixerul practic nou. Deci praf mai nici nu este în el, să spunem așa, în comparație cu altele care mai vin pe la noi. Însă, neatenția și neutilizarea corectă a dus la defectarea unui canal de master, care urmează să începem de la o mașină curățată, după care vom înlocui din amplificatoarele operaționale. Să sperăm că pe parcurs nu vor apărea alte probleme. Să sperăm, fiindcă am mai avut mixere după cafea, după băuturi, care, după o perioadă îndelungată, careva probleme au mai apărut. Însă au fost aduse târziu, când cafeaua și-a făcut efectul. Aici a venit așa, cam la timp, să spunem. Să încercăm, cu toate că cafeaua s-a uscat deja, dar încercăm. Avem așa un rezultat final, după curățare, după spălare, după cum se vede. S-a primit totul la cel mai înalt nivel. Am spălat toată cafeaua. S-au înlocuit amplificatoarele operaționale de pe master, de pe egalizatorul grafic, master sus. Urmează să montăm și să vedem funcționalitatea. Am conectat placa la sursa de alimentare și mai facem în câteva clipe încă un proprietar fericit.
dar mai avem o problemă. Deci, la banda egalizatorului grafic, deci funcționează absolut toate treptele și avem, iată, aici o problemă. Ultimul potențiometru de volum, unde a și pătruns mai multă cafea, observăm că nu-și face treaba. Penultimul. Însă ultimul este defect. Urmează să-l înlocuim. Alte șiri din situație nu avem. În rest totul funcționează perfect. Am făcut intervenția, am revenit. Așa. Funcționează totul perfect. Urmează asamblarea și transmitem către proprietar în Italia. Mai facem un proprietar fericit. Mixerul s-a finalizat, s-a restaurat, s-a spălat, s-a curățat, după cum se și vede, și funcționează totul perfect, absolut. Avem canalul drept, canalul stâng, monitorul din dreapta, așa, monitorul din stânga, absolut perfect, și masterul, evident, totul la cel mai înalt nivel. Sănătate și numai bine tuturor și salutări și proprietarului în Italia. Curând veți primi mixerul restaurat.